Interesul crescut pe care cetățenii l-au manifestat încă de la lansarea proiectului a determinat conducerea instituției să caute soluții care să permită înscrierea tuturor celor care doresc să se alăture echipelor de intervenție în misiunile speciale, fără ca accesul acestora să fie condiționat de numărul locurilor disponibile. Așa se face că proiectul Salvator din Pasiune continuă și anul acesta, după ce în 2016 în toată țara 750 de persoane s-au alăturat personalului ISU. Și în Maramureș, anul trecut, au fost încheiate 38 de contracte de voluntariat, a informat Oana Gheunții, purtător de cuvânt al ISU Maramureș. Dintre cei 38 de maramureșeni voluntari, 24 s-au prezentat și la cursurile de instruire, iar acum urmează să efectueze practica. Voluntarii care doresc și anul acesta să se alăture pompierilor salvatori trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea infracțiunilor cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.